ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Corazon. Iată, suntem iarăși în platoul de la Metropola TV, însă vom călători. Vom călători uh, foarte mult astăzi pentru că invitata mea a călătorit, a fost plecată, s-a întors. Însă, înainte să o prezint, aș vrea să vă spun că... Uh, că am cunoscut-o pe internet, pe Facebook, și, da, știți, în general te uiți așa cu ce se îmbracă, cu ce, nu știu, ce cumpărături și așa. Ei bine, eu am fost fascinată de inteligența ei și am avut bucuria să o cunosc, am avut bucuria să aflu că face lucruri minunate de una singură, este... A încercat și jurnalism, adică este o autoare de interviuri extraordinară. Și uh, e timpul să vă prezint pe uh, Denisa Elena Dicu. Denisa, bine, ai venit la Corazon, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorată și acum emoționată că după prezentarea asta va uh, trebui să mai și vorbesc. Da, am întrebat-o în. Uh, Înainte să intrăm, că mi se părea mie așa că, are, că era neliniștită, tânără și neliniștită, și zic că doar nu ai emoții. Zice, ce da am emoții. Și să știți, sunt normale. Pe mine oamenii care nu au emoții mă sperie. Deci, oamenii care uh, sunt de piatră, care spun, a, nu, mă descurc în orice situație, nu știu. La tine m-a surprins pentru că tu ai avut uh, curajul să faci o chestie absolut extraordinară, în regie proprie, te-ai apucat să faci interviuri, și nu orice fel de interviuri, ci cu grei ai politicii, nu o să le spunem pe nume pentru că e campanie electorală și, uh, da, o găsiți pe pagina ei uh, Găsiți invitații. Și ai adus tu din Grecia, pentru că în Grecia vom merge, estimați telespectatori, acolo unde a stat Denisa zeci de ani, ne va spune și de ce a stat acolo. Și tu ai făcut-o ca o pasiune, ai făcut chestia asta cu interviurile. Însă pe mine m-a surprins. A făcut câte trei într-o zi? Patru. Patru. Patru interviuri într-o zi, adică ea și-a adus din Grecia pe cineva. O echipă care... întreagă. O echipă, da, și ca să nu piardă, pentru că avea de plătit, avea niște costuri și ca să nu. Ea a făcut patru, credeți-mă, pentru un om neexperimentat și să faci și o emisiune este mult. Hai două, faci hai așa, dar să faci patru emisiuni, una după alta. N-am mâncat nimic în ziua aia, acum n-am băut nici apă, că a zis că nu se poate să, să bea apă. Bun, ți-am făcut eu și am vorbit mai mult această introducere mai lungă, de Nisa, pentru, că, pentru că, e extraordinar ce ai făcut și chiar dacă a fost doar un hobby, și cred că ar trebui să, să continui, bine, nu în regimul la care să să te, te năruiască așa financiar. Ci să-ți găsești Undeva ar fi Pentru că în afară, bine Pe lângă efortul ăsta pe care l-ai făcut Este vorba și de conținut Și da, a fost A fost conținut Îți mulțumesc foarte mult O să mă voi adresa o să am vedere tot ceea ce ai spus până acum. Să știi că înainte de a veni, am vorbit și cu o prietenă psiholog și tot la fel m-am dus să vorbesc cu ea și i-am spus că am emoții și îmi zice, da, e normal să ai emoții. A spus exact același lucru pe care l-ai spus uh, tu. Uite, acum, după toată descrierea asta așa frumoasă despre mine, am un pic așa o temere, nu cumva să mă fusticesc. Să știi că, într-adevăr, da, a fost un pic dificil, aș putea spune, dar nu nu unde ajuns de dificil pentru cineva care face asta cu pasiune. Este ceea ce îmi doresc și faptul că, într-adevăr, în ziua respectivă, când am avut acea serie de interviuri, nu am mâncat toată ziua, e practic ultima mea grijă și ultima mea problemă. Au fost lucruri mult mai importante în acea zi. A fost faptul că am reușit să, în afară de proiectul jurnalistic, lăsând asta deoparte, am reușit să întâlnesc niște oameni care au avut ceva de spus, care mi-au transmis ceva, și care mi-au dat încredere în mine și forță pentru mai departe. Este că a fost acolo Marian Drăgulescu, campion olimpic, și care a venit atât de lejer și a fost atât de confortabil și a discutat cu mine despre absolut orice. Și e practic o necunoscută, că nu s-a dus la Oprah, da? Și totuși Marian Drăgulescu e Marian Drăgulescu, da? Exact, exact, exact. Bravo lui, bravo Marian. Și știi, toate astea îți dau încredere să mergi mai departe. Și nu doar în proiectul jurnalistic, pentru că ceea ce fac în jurnalism are foarte multă legătură cu ceea ce sunt și ceea ce fac în viața de zi cu zi. Hai să vedem ce e și ce faci. Da. Bun, acum sunt manager la o companie, la o multinațională, ca tot om în ziua de azi, mai mult sau mai puțin. Ori la stator, la multinațională. Exact, da. exact. Bun, și Uite o să-ți vorbesc și despre asta pentru că deși nu fac asta de foarte mult timp este o meserie care îmi place foarte mult. Și îmi place pentru că la un moment dat și eu când eram doar angajată nefiind manager am avut alături de mine un om care m-a ajutat și m-a susținut și pe care pot să-l am acum ca model a crezut în tine. A crezut în mine exact asta a crezut în mine. Și nu doar atât, adică un uh, superior bun nu înseamnă cineva care îți tot la urechile în continuu și spune cât de minunat ești. Nu, a fost un om care mi-a atras atenția atunci când am greșit, dar a făcut-o într-o asemenea manieră încât am știut că singurul motiv pentru care o face este să îmi facă din mine un om mai bun, un profesionist mai bun. Și cred că asta contează foarte mult. Și așa încerci și tu, și nu încerci, și faci cu uh, cei uh, cu care A lucrezi. Așa îmi place să cred. Nu știu dacă și reușesc să-i uh, întreb pe ei. Uh, din câte știu, deocamdată lucrurile merg bine, nu există reclamații. Uh, însă, revenind la povestea jurnalismului, uh, mi-am dorit asta de foarte mult timp. Mi-am dorit asta de când eram în școala generală. Am început să-mi doresc asta foarte mult. Și ușor, ușor, lucrurile au mers în direcția respectivă. Adică am colaborat inițial cu un ziar local. La Pitești, da? La Pitești. Că ești piteșteancă. Exact. Ulterior, după ce m-am mutat în Grecia, o perioadă nu prea am mai scris, după am colaborat cu ziare ale românilor din străinătate. Acum încă mai scriu pentru New York Magazine. Este un ziar românesc și... C în perioada când eram încă în uh, Grecia, am început să fac un uh, proiect jurnalistic, a zice eu, acum li se zice podcast. Practic am vrut să fie o serie de interviuri, dar ceea ce mi-am dorit de la cele interviuri să fie mai întâi de toate, pentru mine, o oportunitate de a învăța lucruri de a întâlni oameni care au ceva asta de spus. Asta fac la Corazon, să știi. Exact asta fac. Aduc oameni, uite așa ca tine, de la care și eu și telespectatorii avem ceva. Că, să știi, toată lumea leargă, vai să vedem ce face X celebritate. n ce să... Adică, mă rog, poate că și ei au, sunt... Dar un om ca mine, ca tine, ca și colegii mei de aici, obișnuit, poate să ofere mult mai multe, adică poți, că nu o să spui niciodată, a, vreau și eu să uh, fac cum face, nu știu, care care are milioane de, uh, de euro. Nu o să poți face, așa că mai bine faci cum fac cei ca tine. Omul de lângă tine, vecinul exact, de lângă tine. Exact, da. Și să știi că într-adevăr există crezul ăsta, Um, nu mai știu cine a spus asta și n-aș vrea să atribui persoanei uh, greșite, dar uh, sunt foarte mulți oameni excepționali lângă noi și ne pierdem vremea cu niște oameni care, să zicem, nu suția, sunt chiar... Nu sunt chiar atât de... Nu sunt chiar atât de... de multe... Uh, de mulți oameni grozavi pe lângă noi și noi ne pierdem timpul cu, nu știu cine, cu niște nemernici, pentru că vorbește presa despre ei. Acum vorbește facebook cu tiktok cu Instagram-ul și așa mai departe. Să știți că, uite, aș vrea totuși scuze dacă te întrerup, aș vrea să spun că noi, de fapt, ne-am cunoscut prin intermediul unui arab. Recunoaște tot. Îl cheamă Omar... Ah, Omar ca ea! Da! Da, sigur, sigur. Da, este poetul meu de suflet. Aveam în tinerețe, aveam. Tu mi-ai trimis coperta, tu mi-ai. Da, 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 că am scris eu versuri de, de Omar ca am și tu mi-ai trimis acea copertă a acelei cărțiului vechi pe care eu am purtat am dormit practic cu, cu acea carte, un poet de suflet extraordinar. Bine, și să știi ca... că te-am și, te și părut profesoarei mele de arabologie din Grecia. Ah, da! <laughs> da, și de mai, după aceea ne-am mai cunoscut și prin mai bine și ai avut niște referințe extraordinare de la un prieten comun, de la Dinu Popescu un tânăr, iarăși nu. Ia, voi care sunteți în primul rând sunteți niște tineri liberi la minte asta e foarte important Deci cu voi se poate face într-adevăr Dinu Popescu care pe cât de inteligent este pe atât de multe iarde de glume și când mi-a zis prima dată că mă apreciez zic lasă-mă cu glumele astea că te știu eu pe tine ah, nu l-ai crezut sunt nicio formă Bun, haide Denisa că știi cum zboară timpul? zboară foarte repede Haideți să vedem. Uh, uh, spunem puțin despre copilăria ta. Oh. Și să nu uităm. Uh, ia da. scoate tu că a venit cu un album, dă mi puțin. Dă -mi da, puțin. am o, uite, ăstea sunt. Nu, nu arăt pozele, eu vreau să arăt albumul. Oameni buni. În epoca în care uh, toată lumea își ține fotografiile pe, ce am spus, pe rețele de socializare sau pe sticuri sau pe ce mai există. Denisa are acest album. Un album cu poze. Nu le arăt, le arăt tu pe care vrei. Uh, una, uh, un album cu poze. Eu cred că astea... Uite, dincolo dincolo de fotografia în sine, uh, a ține în mâini un album este cu totul altceva decât a scrola. Cum... E, da, 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 exact. Este un cu totul și cu totul alt... E ca și o carte. Pentru da. mine cărțile sunt... Uh, mult mai valoroase, adică le simt mai bine atunci când am o carte în, în mână. Și... Așa este. Este o cu totul și cu totul altă experiență. Hai Aha. să vedem acolo la copilărie. Cum a fost copilăria mea? Pe mine m-a crescut mama eu n-am avut bunică. Știu că majoritatea oamenilor din ziua de azi au avut bunică în mama La mine s-a întâmplat că am avut direct mama ei, n-am avut bunică. Și cred că foarte mult din ceea ce sunt astăzi îi se datorează fără excepție. Adică am, am, învățat să fiu independentă. Mama a fost omul care a avut, cred că, cel mai intens discurs motivațional din istoria omenirii cu privire la educație. Mi-a zis să învăț să nu fiu proastă. Oh. <laughs> Pare un discurs destul de motivațional. Da, 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 da. da. Așa. Era el de la țară? Da, da, da. Era da. un om cu patru clase, dar care le dădea clasă multora din foarte multe puncte de vedere, gândește că eu știam să citesc până la vreo patru ani și jumătate. Iar asta este doar opera... Mam. Da, da doar opera mamei mele. Și de la ea am învățat și să am această pasiune, această afinitate pentru lucruri de genul ăsta, pentru cărți, pentru cartea în printată, scrisă, așa, pe foaie, să să apreciezi lucrul de mână în general să apreciezi mâncarea făcută în casă mâncarea pentru care ai încercat ai depus efort adică eu n-am crescut în cultura asta a lui fast uh -huh. totul pe repede înainte și a fost undeva într-o casă din Argeș din Sud într-o casă veche dar destul de măricică zic eu și mai ales că atunci când eram mică, știu că mi se părea imensă. M-am întors după, foarte, foarte târziu, în casa respectivă și nu puteam să realizez cum de camera în care am locuit eu e atât de mică. Pentru că eu, mică fiind, nu realizează niciodată care e dimensiunea adevărată. Și tocmai asta vorbeam cu un prieten zilele trecute, că într-adevăr exista sărăcie, adică n-a fost o copilărie dintre aceea în opulență. Și Totuși, eu n-am știut niciodată că sunt neajunsuri. Pentru că exista atâta grijă pentru mine, atâta bunăvoință, mi s-a oferit atât de mult din punct de vedere emoțional, încât n-am sesizat niciodată ceea ce lipsea din punct de vedere material. Cum să spun, nu vreau să fac acum o, să zicem, o elogie a pauperității. Nu a, despre asta da? e vorba. Dar mai ales pentru un copil atunci când este hrănit emoțional. Și știa probabil să suplinească, poate că o pâine cu unsă cu ceva, dar dată cu drag, tu o simțeai altfel și îți ajungea și te hrănea. Și... Dar îmi făcea toate poftele, nu se discutăm, mă e gata, excepțional. Gata, excepțional, știa să facă lucruri de mână, adică tot felul de chestii. Doar că nu erau abundenți cum e acum, dar nu exista toți, toți avem, toți și, și unii dintre cei tineri, care nu au crescut în opulență, și în. Poate că și părinții, unii părinți greșesc oferindu-le atât de multe, pentru că, hai să nu generalizăm, pentru că în ziua de astăzi există foarte mulți copii, prea mulți copii care nu au ce mânca și care acum ei văd, adică prin diverse, tot văd că există undeva, atunci nu exista. Și tot exista, adică nu exista, dar oamenii făceau tot posibilul să fie ceva. Însă, acum copiii văd și atunci e mai mare durerea și e poate și a părinților care nu, nu pot să le, să le ofere. Să știți, aș vrea să adresez ceea ce ai spus în prima parte, pentru că am lucrat foarte mult timp și ca profesoară. Am lucrat și la școala românească din Atena, am lucrat și la școli private. Și vreau să spun că ceea ce am observat din atâta experiență cu cei mici este că, de fapt, ceea ce contează și ceea ce îi face fericiți nu este ceva mercantil, nu e ceva material. Este să îi îmbrațe. Da, 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 exact, da, da. Dacă îi îmbrațe și te cobori la nivelul lor și le vorbești liniștit și cu blândețe, nu mai contează absolut nimic. Da, și din păcate s-au cam inversat acum treburile, că mulți părinți, neavând timp și într-adevăr este o goană după a acumula sau după a face ceva, că au rate, au, mă rog, tot felul de probleme, rată la casă, rată la mașină, rată la aia, rată la aia, sau poate vor, nu știu, vor să aibă mai mult. În locul acelei îmbrățișări, bine, vine și o îmbrățișare, cu siguranță, Însă prea mult copilul simte că este singur sau, nu știu, cu dus pe la un after school, la în altă parte sau cu o bonă, poate și bonele sunt, sunt bune, asta e, dar important este, important este dragostea aceea pe care doar părintele sau bunicii pot să, să o ofere. Exact, pe copil trebuie să-l hrănești sufletește mai înainte de toate. Cu asta crește practic un copil. E bun, acum se fac tot felul, că toată lumea e, e face pregătiri, toată lumea învață pe alții. Știi că trăim în epoca în care sunt mulți dintre cei care nu au ce face, învață pe alții. Și ei sunt și cu parenting și cu tot felul de, de chestii. Nu trebuie să înveți, astea nu se... Adică, cum se simte? Astea se simt. Exact. Ce, pe mama ta a învățat-o cineva cum... S-a dus ea la cursuri să... Dar mama a fost pionier în ale parenting -ului. Adică mama aia știa după vremea aia că pe copil nu-l bați, copilul se bate de cuvânt. Și cât am stat cu ea, eu nu făceam prostii, dar nu că nu voiam să fac prostii, pentru că tot ceea ce trebuia să fac, mi se explica, mi se spunea, și atunci nu era nevoie să fac diferit. Adică atunci când aveam toate informațiile, știam că trebuie să stau acasă, pentru că ea trebuie să meargă acolo, să facă aia și după ce se întoarce vom face cu tare lucru și vom face celălalt lucru, atunci eu deja nu mai aveam nevoie să-mi închipui lucruri în afara a ceea ce se va întâmpla. Și era foarte ușor să ascult în felul ăsta. Te lăsa și singură? Uh, când mergea nu, la lucru sau... Nu, nu, că nu lucra, dar vă dați seama, adică era totuși o casă de țară, mai trebuia să mai iasă pe afar, da, să da, mai da, facă da, una, da, alta, da. să se mai ducă încolo, încoace, și cu toate astea îmi explica tot timpul. Și asta... Asta cont... e, da, 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 să explici... Să tot. vorbești. Mai să vor... e, mai trăiește? Nu mai, nu mai, de mult timp. De mult timp nu mai este. Um... Și... Um... Sinceră să fiu, nu știu, chiar nu știu ce gândește despre mine acum, aș fi curioasă ce zice. Cred că la fel ce zicea și foarte mândră pentru că, Denis ai devenit, pe forțele tale, chiar prea mult exploatate pentru că mi-ai povestit o întâmplare din Grecia cu prietenii. Ah, da da, 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 o să spun, o să spun. Da, într-adevăr, am vrut să facem o surpriză unui prieten, stăteam în cămin și am decis că e mai bine să-l chemăm la mine în cameră, acolo era desfășurare de forțe pentru o surpriză. Și l-am sunat și l-am anunțat că trebuie să pun un valiză undeva sus și dacă poate să vină să mă ajute. Și apoi ne am mărturisit că s-a prins de fapt că urma să întâmple ceva pentru că eu nu cer niciodată ajutor. Deci e a... bine să nu ceri... A... Să știi că s-au mai schimbat lucrurile de atunci, uh, mai cer, uh, dar atunci când cer, iese clar ultima soluție și probabil că de asta sunt și un pic uh, deranjat așa când îl cer și nu se oferă, pentru că într-adevăr l-am cerut, ah, că nu se putea... Că nici... se... Da, da, erai în nu se putea. extremis și... Exact. Uh, da da, foarte, foarte interesant. Și uitați-vă, e o mână de om care e foarte puternică. E... Măi, să știți că, uite, și la asta m-am gândit. De fapt, asta am învățat tot în copilărie atunci. Adică mama era un om foarte de acțiune. Mi-a și povestit cum practic l-a caftit pe un bărbat care avea de gând să facă invers cu ea. Și mi-a explicat toată procedura. Ea era undeva sus, el fiind jos, îi zicea să coboare. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi Aha. coborât ea femeie în lupta cu un bărbat. Și a zis, normal că nu. Am rezolvat cazul de acolo, de sus. Nu m-am coborât. Deci mamaia a fost sufrageta înainte de, de toată lumea. și Înainte să fie cool să faci asta pe Instagram. Mamaia a fost sufragetă de atunci. Da, da, da. Acum sunt... Uh... Da, nu, nu are sens să mai vorbim, că am vorbit noi odată la o întâlnire de calitatea. A scăzut foarte mult calitatea discuțiilor, a gândurilor pe care oamenii le exprimă și se râd așa la niște, cum spuneai tu, că tiriștii din 90 nu ar agrea deloc sau nu s-ar hlizi la glumele care se fac acum. Bun, hai să trecem mai departe. Am uh, făcut școală, ai făcut, uh, am făcut liceu? Am făcut, am făcut. Uh, eu am studiat doar în oraș. Am fost de la șapte ani la Pitești. Uh, am stat o perioadă singură, doar cu fratele meu. Am făcut și liceul, tot în, uh, tot în Pitești. Ulterior, uh, mi-am dorit foarte mult să plec. Lucrurile din viața mea se complicaseră destul de mult și mi-am dat seama că asta ar fi practic singura scăpare, să plec. Am fost și norocoasă pentru că am prins o bursă în acord bilateral și în momentul respectiv, din câte știu, s-a dat o singură bursă și am avut noroc și am luat-o eu. În Grecia? Da. Și așa, fără să știu absolut deloc greacă, dar absolut deloc, m-am mutat acolo. Am făcut șapte luni de greacă în prima lună pentru că eu am ajuns după ce se începuse. Asta de... când era? În 2008, când am ajuns acolo. Deci noi eram, aderasem deja la. Da, 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 da aderasem. Da, aderasem. Uh -huh. Când am ajuns acolo, cei de la cursurile de greacă începuseră deja, deci puteau să facă puțină conversație. La Atena? Da, da. Uh -huh. Puteau să facă puțină conversație. Eu nu știam absolut nimic. Uh, primul imbold a fost să mă apuc de fumat pentru că cei care fumau. Mai făceau cât de cât conversații între ei, mai ziceau, ai țigări, n-ai țigări, vreau brichetă una alta și m-am gândit că ar fi o bună variantă de a socializa, dar între timp am început să învăț greacă, așa că n am mai fost nevoie. <laughs> așa. Inițial am crezut că nu o să reușesc să învăț. După am rezolvat. Mi se părea grea? Eu am plecat și cu o părere foarte proasă despre abilitățile mele de a învăța și de a învăța limbi străine. Eu am fost într-o clasă în care erau și olimpici. Eu n-am făcut niciodată meditații și atunci exista cumva un decalaj. Dar ulterior mi-a dat seama că nu era de fapt că eu nu știam sau că aveam un anume handicap spre a învăța limbi în străine, ci doar că avusesem alte condiții față de alte persoane. Bun, Bun și deci inițial am zis că nu o să mă descurc, dar evident că tot m-am ținut de treabă, adică nu o să mă descurc, nu o să mă descurc, dar am stat acolo. Păi o... ești, da, 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 ești foarte ambițioasă. Uh, și uh, ulterior uh, am reușit să rezolv și niște probleme administrative cu căminul, mi, mi au luat bursa. Că a durat ceva până am putut să iau fizic uh, banii respectivi. Apropo, da, că te-ai dus, te dus cu bani, adică cât de cât cu bani de aici? Am avut ceva bani, dar uh, foarte puțin, îți dai seama și băi, s-au terminat, am stat la hotel o lună, adică uh. s-au dus repede uh, banii respectivi. În fine, și după ce am rezolvat toate astea, și am reușit să am și un dicționar. După, după vreo două luni și jumătate, deci de la Crăciun, nu mai vorbeam engleză, deja vorbeam doar greacă. Ah. Și de acolo lucrurile s-au desfășurat mult mai ușor. Am făcut facultatea greacă și engleză. Ulterior am avut noroc și am luat și o bursă la master și m-am și angajat în Grecia. Și așa s-au făcut 15 ani. Dar toate au venit așa, cum ți s-a părut că um, au venit uh, toate lucrurile bune? Cum au venit? Uh, ușor sau ai uh, tras pentru ele? Să știi că n-au venit neapărat toate lucrurile bune. În toată perioada asta au fost și multe sincope, au fost multe perioade în care am avut dubii, în care nu știam ce să fac, în care nu știam cum, o să, cum va fi mâine. Dar uh, în principiu cel puțin eu așa funcționez atunci când se întâmplă lucrurile, n-am prea mult timp să reflectez asupra lor. Când vine calamitatea, te gândești întâi să o rezolvi. Da, da, da. Abia apoi conștientizezi de fapt că fusese o calamitate. Dar cred că, în general, e important și să vezi rezultatul. Pentru că, știi, hazardul de ceva ce... De aia se cheamă hazard. Nu putem evita. Nu poți să eviți momentele neplăcute. Cred. <hă> N-ai cum. Crede-mă, poți fi absolut oricine în lumea asta. Uite, oameni pe care îi știm toți, prinți, prințese, care au boli incurabile. Nu poți să eviți asta. Și atunci singurul lucru care îți rămâne ție de făcut este să faci cât de bine poți cu ceea ce ai în momentul respectiv. Și un lucru foarte, foarte important: să alegi să nu fii victimă să nu fii victimă a familiei, să nu fii victimă a destinului, să nu fii victimă a nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Uite, o să-ți dau un exemplu. Levente este un alergător care are un handicap, care la un moment dat un accident oribil l-a afectat, nu vreau să intru în detaliu, și el alergă maratoane. El nu e victimă, el este peste orice i-a adus hazardul. Și cred că e foarte important să reușești să faci asta. Da, normal. Da, dar uite, unii, da, oare de ce unii se complac în a fi victime? Nu pot să știu asta pentru că e foarte departe de mine. Sigur, asta are și un cost. Adică trebuie să străduiești foarte mult, trebuie să faci lucruri pe care nu l ai mai făcut anterior. E foarte greu, adică nu o să spun acum că e ușor și se poate realiza instant. Nu, dar depinde de tine ce alegi și ce îți dorești. Care a fost cea mai grea perioadă? Pe de care, nu știu, uite, acum, dacă, ți -ai, ți aminte, dacă te rog eu și ți-o amintești, te doare sufletul de acolo, din Grecia. Ah, din Grecia? Sincer să fiu, nu mi-amintesc ceva anume. Probabil are și de-a face cu faptul că eu am ales să nu mă uit la lucrurile respective în felul ăsta. Și mai este ceva, tot ce s-a întâmplat acolo în Grecia a fost alegerea mea. Eu mi-am dorit să fac uh, asta, eu mi-am dorit să merg acolo și atunci. Nu am înțeles, ai răbdat de foame, vrea așa? Ți-a fost foame de să nu mai știi de tine? A, nu, 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 no? nu. Nu, dar am fost într-o perioadă în care urma să-mi fie. A. <laughs> nu mi-a fost, dar urma să-mi fie, știi. Știai că urmează? Da, știam, știam. Da. da. Și ce ai făcut? A, nimic, da, s-a rezolvat. Cum s-a rezolvat? Nu? A, sincer? venit, a venit bursa, că așteptam să vină a, bursa. Că a, venit bursa. Da, așteptam să vină vine, bursa. era ceva, priv... că vine bursa, dar nu era da pericol să nu vină. Ba da, era că... adică nu avem o dată fixă, așteptam să vină. A, prima bursă. Da, 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 așteptam a. să vină, înțelegi? și nu știam, o veni, nu o veni. Atunci te-ai gândit că poate nu vei știe, vei fi nevoită să te întorci? Nu. Nu? Nu. Nu, orice. <laughs> <laughs> Mai bine, sub nicio formă, nu există așa ceva. Deci, variantă... Eu, pe principiu, ai bani, mănânci, n-ai bani, nu se e foame. E clar, se rezolvă. Nici ah. nu discutăm. <laughs> nu discut. Și mai ales că dacă mi-am propus ceva, <inaudible> păi, mă scuzi. Cum te-ai uh, apropiat de greci? Um, sau ei de tine? Sau cum, uh, cum a fost? La început, uh, eu am fost... Uh, gândește că eu am fost acolo în anul în care s-a întâmplat uh, un uh, incident foarte mare, foarte, foarte mare. Un polițist a omorât un copil pe stradă și atunci au fost niște desfășură de de forță pe stradă. Se dădea foc la tomberoane. Se... A fost ceva incredibil. Gândește deci că este un om care nu văzuse în viața lui o grevă. Eu nu știam cum e grevă, adică da, da, vă da, da. niște oameni în grevă. Mai auzisem doar la televizor de grevă japoneză, care îți imaginez că e destul de diferită față de o hoardă de hândrălăi care dau foc peste tot. Și asta, într-adevăr, a fost, a fost un șoc. În general, cred că a ajutat mult faptul că avem aceeași religie, a ajutat mult faptul că am învățat foarte repede limba și vorbeam doar greacă. Pot să spun că n-a fost un proces greu de adaptare sau poate au și, fost și nu mi-am dat eu seama, știi, pentru că mi-am dorit atât de mult încât n-am avut timp să dau importanță. Plus că eu am și fost în mediul academic, uh -huh. unde îți imaginezi... Ah, da, 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 Am avut o astfel de abordare și oamenii s-au raportat la mine într-un mod diferit față de cum aș fost dacă eram. Poate lucram într-un supermarket, puneam cutii în rafturi, făceam... Crezi că există? Ai văzut? Sunt mulți români în Grecia, nu? Sunt foarte mulți români, de asta spuneam. Am și lucrat la școala românească. Nu mai sunt atât de mulți cum erau înainte, pentru că de la pandemie încoace au tot început să revină în România, și Grecia nu mai are situația economică pe care o avea pe timpuri, pe care o avea în anii 90, de exemplu. Da, sunt foarte mulți români. Să știi că ceea ce mă întristează cumva e că încă mai sunt, mai sunt români care lucrează în condiții proaste care lucrează pe salarii proaste. De peste tot sunt. Uh, care sunt și în România român care lucrează. În da, dar uite, am acum în minte cazul unei persoane care lucra la un restaurant și știam exact care sunt uh, salariile pentru greci. Da, pentru greci, iar uh, el primea mult mai puțin. Și făcea și munca altora pe mult mai puțin. Și asta Yeah. Te-ai simțit vreodată, bine, chiar și în mediul academic, dar poate ai mai ieșit de acolo, te-ai simțit cumva Discrimin privită... Discriminată. Uh -huh. um, mai cred că au fost unul două incidente. Uh, dar uh, au fost incidente cu oameni care, nu știu, aveau o altă problemă cu mine Și s-au gândit la final să anunțe și că sunt româncă Deci, practic, problema n-a apărut de la faptul că nu eram uh, grecoaică ah. Și de la faptul că aveau o altă problemă cu mine Și apoi s-au gândit, hai să ne amintim și de asta uh, Sincer să fiu, sunt și genul de om care nu cred că aș permite lucrul ăsta uh, Eu am spus de la început când m-am dus în Grecia, am întâlnit cu cineva care mi-a propus că ar fi mai bine pentru mine să spun că sunt uh, din Ungaria, că sunt mai bine văzute un guru aici. Și zic, a, mersi mult. Și de atunci, de câte ori mă cu cineva, bună ziua, sunt româncă. <laughs> Ca să fie clar, măcar dacă un om e atât de astuțios și de needucat încât consideră că originea este un criteriu pentru a se raporta la mine, Măcar să, să ne să nu ne pierdem vreme. Să, vrem. partea, exact, să da, nu da. ne pierdem vremea, să știm de la început ce și cum. A, deci ai fost, uh, ai fost uh, mândră și ai fost apreciată uh, Să au luăm acum invers Apreciată ai fost pentru că ești româncă? Uh, mai sincer să fiu sau e... pentru că ești muncitoare? Cred că mai de gravă pentru a doua și mai puțin pentru prima, pentru că primul nu mi se pare neapărat un criteriu de performanță. Dar, într-adevăr, ceea ce facem, cred că la un moment dat se vede. Uite, o să spun cum am ajuns eu să lucrez în Grecia pentru o bancă. Și Poate că ai observat că am menționat de multe ori norocul în discuția noastră, uh -huh. dar nu mă refer la noroc în sensul acela în care tu... Stai și nu faci nimic și stai, zici să... Pică, pară, mălăiază... Da, 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 da. Nu, nu în sensul ăsta. Dar cred că cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla este ca să te găsească norocul nepregătit. Ah. Norocul poate veni, dar e obligația ta ca de fiecare dată când ajunge norocul să fii pregătit. Eu am lucrat la o multinațională acolo în Grecia și eram trainer, educator, să zicem, instructor. Bun, și s-a întâmplat să am într-un training de două ore pe cineva care ulterior a devenit manager. Ulterior a devenit manager, lucra pentru o anume bancă și când a avut nevoie de instructori acolo și a adus aminte că el cu vreo 3-4 ani în urmă a avut un training și i-a plăcut trainingul respectiv și ar vrea ca acea persoană să fie în echipa lui. Ah, ce frumos! Și așa te-a luat la bancă. Așa m-a luat, luat, acolo. N-a fost evident ușor după, dar e total irelevant. Ceea ce e important este că noi trebuie să ne facem bine treaba în fiecare moment. Pentru că nu știi când apare norocul. Și important, cum am zis mai devreme, ca norocul să te găsească pregătit. Foarte frumos, uite, asta e o, o maximă, maximă care. Da, cred mult în, în lucrul ăsta. Adică, mi s-a întâmplat și mie să încerc lucruri, mă da să încerc de un milion de ori și să nu iasă. Dar când a venit oportunitatea, atâta timp cât eu mă pregătisem pentru ea, atunci am putut să realizez ceva. Dar consider că statul face pentru românii de acolo, din Grecia, ceea ce trebuie? Nu consider absolut deloc. Este o situație de care, sincer să fiu, mi-e e greu să vorbesc cu decență. Pentru că este o situație care m-a afectat și pe mine și care îi afectează pe mulți oameni simpli care poate nu sunt în situația mea, poate că atunci când au nevoie nu pot oricând să ia avionul și să vină în uh, România. Uite, e o problemă gravă, gravă cu situația de la ambasadă de acolo. Nu știu dacă tu îți poți imagina în vreun fel sau altul, dar poarta de la ambasadă este încuiată. Poarta de la consulat este încuiată, nu ușa, poarta. Cred că și în alta poartă se mai descuie din când da, în da, când, da, știi? Da, da, da. Doar poarta aia de acolo de la consulat nu se descuie niciodată. Și au un sistem prin care trebuie să-ți faci programare. Dacă reușești să găsești o programare disponibilă, dacă nu se găsesc alți oameni care au acaparat programările să te ajute contra cost. Ei, evident. Și pur și simplu tu ca cetățean român și din păcate spun că asta nu e doar în Grecia, nu e doar în Atena, asta e și în Germania, din câte am auzit. Rămâi pur și simplu de-a dreptul cu dinții la gard. De-a dreptul. În Grecia este un paznic grec. Omul ăla nu vorbește românește, dar e și normal, adică e grec. Nu da, poți da, să-l acuzi da. de faptul că nu vorbește românește. Și el are pur și simplu funcția asta de cerber. Te întreabă cum te cheamă, spui cum te cheamă, are o listă de programări, dacă ești pe listă, intri, dacă nu rămâi la gard. Și gândește cum... Și poți să fie situații de urgență. Vai, dar ultima dată când am fost, era o doamnă care își pierduse toate actele. Și i-a dat un bilet unde i-a spus unde să-și facă programare. Unde să-și facă programare, dacă poți să să-ți imaginezi una ca asta. Și pentru că am și scris pe grupurile de români de acolo, eu nu sunt caz excepțional, eu sunt regula, din păcate. Situațiile astea sunt Regula. Ca să nu mai zic, adică eu de cele mai multe ori am rezolvat venind în România. Și gândește că eu, totuși, financiar pot să fac lucrul ăsta. Eu pot să fac, eu pot să vorbesc și cu paznicul grec în limba greacă. Uh -huh. Dar alea care stau închise în casă și au grijă de bătrâni și știu doar să zică vreo câteva cuvinte în limba greacă, ele nu se pot descurca. Și mai ales că dacă lucrezi undeva pe o insulă, să vii până la Atena ca să ți se închidă pur și simplu ușa în nas, mie mi se pare de neacceptat. Da, multe sunt de neacceptat, dar na, să sperăm că aude cine trebuie și nu ni se mai prezintă așa triumfalist, pentru că sau nu-și mai amintesc de tot vin alegerile de românii, din diaspora doar la patru ani când au nevoie de voturile lor. Măi, Cora, uite și eu să spun acum să afle toată lumea că practic mai obligat să-ți vorbesc la apertu, asta îmi permit. Așa. Bine, și... de mult asta, de mult, nu. Acum și pe toată lumea obligă, așa că... Și... Uite, voiam să îți spun că eu am lucrat la Ambasada României de acolo, am lucrat și la Ambasada și la Consulat ce trec cu foarte mulți ani în urmă, cu mult înainte de pandemie, dar nu exista așa ceva. Adică atunci, în primul rând că se stătea lejer peste program. Nu exista așa ceva. Erau români care au nevoie, stăteai să-i ajuți. Că tu de da, asta ești acolo. În greacă, în consul se spune proxenos, acela care vine înaintea străinilor. Tu ești un străin în țara respectivă trebuie ca cineva de la ambasadă să vină înaintea ta. Da. Bun, hai să trecem, că nu mai avem foarte mult timp, să te întreb, dar cine te-a pus să te întorci în <gânghi> România? Mai să știi, m-am întors de curând. Să știi că a fost un cumul de factori. Nu pot să spun că a fost un singur motiv, dar au fost și niște motive medicale eu sunt foarte alergică și ce să vezi, aveam alergie la floarea de măslin ah. dacă ți-ai putea închipui nu știam până să merg acolo că mama ei n-a pus astea măslini în Argeș, <laughs> așa um, și au fost, uh, fost într-adevăr mai multe motive oricum, mie îmi place foarte mult România și sunt foarte atașată de România București mi se pare un oraș absolut excepțional, în Atena mi-au lipsit parcurile, cei i drept, nici aici n-am mare dar ei, nu poți să le ai pe toate și Cred că a fost o oportunitate pentru mine la momentul respectiv. Um, am avut și șansa că am putut să păstrez anumite colaborări din Grecia, deci călătoresc destul de des și uite, o să-ți mărturisesc că mă întreba cineva zilele trecute, da, nu ți-a luat atâta timp pe avion, că au mai fost și săptămâni în care am fost de două ori pe săptămână în Grecia. Să știi că de fiecare dată când merg, Uh, toți stau la geam și tot mai fac fotografii la felul cum se văd norii. Și cred că asta e foarte important, să ne bucurăm de fiecare moment. Consider că în momentul de față, faptul că m-am întors în uh, România e un lucru bun și benefic pentru mine. Cred că din punct de vedere jurnalistic, că tot ai menționat interviurile pe care le-am făcut în România, ar fi fost foarte greu să le reușesc în Grecia. Și cred că Nimic nu e întâmplător. Faptul că am luat decizia acum, cred că are cumva sens. Dar toți ai lăsat o portiță spre Grecia. Sigur, sig sigur că da. Dar cum să spun, adică eu n-am plecat din uh, Grecia aruncând cu pietre în spate Eu sunt foarte recunoscătoare pentru perioada respectivă care mi-a oferit foarte mult. Mi-a oferit încredere în mine, ceea ce nu aveam anterior, um, și cred că mi-a oferit cumva și șansa de a descoperi cam forța asta despre care vorbeai, uh, vorbeai tu. Um, am învățat și limba greacă și așa cum îmi place mie să mă laud, dacă acum vorbesc cinci limbi și nu tac în niciuna. Așa, deci uh, îi spuneam că într-adevăr uh, e și felul meu de a fi cumva precaută și... Uh, am lăsat, într-adevăr, o portiță deschisă în, în Grecia, dar sunt foarte bucuroasă pentru faptul că, în momentul acesta, sunt în România. Și ai venit direct? Tu n-ai stat în București până acum, nu? Nu, n-am stat, stat în București până acum. Deci ah. De ce nu te-ai la Pitești? Um, am considerat că este o idee bună să fiu în capital, în general. Am, crez, am crezut că sunt mai multe oportunități și tot vedem. Adică eu n-am locuit și în. Este, este o vorbă. În viață e bine să ocup centru, periferia te expulzează. <laughs> exact, exact. Um, știi, eu mai veneam din când în când la București, dar n-am locuit o perioadă îndelungată în București și, sincer să fiu, aș și început să-mi placă orașul foarte tare. Deci, um, acum și merg foarte mult prin oraș, mi se pare absolut incredibil. Chiar când m-am întors la un moment dat, am primit un mesaj unui prieten și le întrebam, tu înțelegi cât de norocos e să stai în București? omul nu înțelegea la ce mă refer, pentru că stând aici tot timpul, probabil că pierduse din da, da, vedere da, 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 da. cât de frumos e orașul. Deci că oferă și uh, uh, din punct de vedere intelectual. Bine, sigur, librării sunt foarte multe, uh, teatre, operă, ateneu, uh, mergi. Oh, da, 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 da. da. Uh, să știi că... Am avut uh, ocazia să văd niște piese foarte bune în ăsta. Sunt uh, și foarte precaută atunci când merg la teatru, pentru că știu exact ce îmi place și uh, aleg, uh, pardon, aleg uh, în principiu uh, piese care ar fi pe gustul meu. Uh, pot să și recomand, dacă îmi dai voie, ultima picătură de la Teatru Metropolis, pe care îți vine să crezi sau nu, o fac o mână de copii de liceu care în loc să facă și ei. Ce auzim pe la știri că fac Ceilalți, în ziua de azi elevii de liceu, dacă îți poți imagina, au învățat pe de rost un text imens, joacă absolut incredibil și sunt, așa, o, un fel de o oază de pozitivism, știi? Așadar, recomand Ultima Picătură de la Metropolis, Plicul de Rebreanu. Uh, cerere în căsătorie de cehov, că tot am glumit pe seama ta cu uh, buchetul și cu cer în uh, căsătorie. Da da, 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 Deci mai conservatoare? Măi, nu știu dacă sunt. Cred că în unele lucruri sunt, cred că în altele uh, nu sunt. Dacă te referi, dacă sunt conservatoare în sensul că, nu știu, poate femeile ar trebui să stea uh, doar la cratiță, sigur nu sunt, că în ultima vreme nu prea am mai sta deloc. Sincer să fiu cu câte fac. Dacă te refer că sunt conservatoare în sensul că în continuare apreciez decența, apreciez și consider că e foarte important să fim spilcuiți, să fim aranjați tot timpul, să arătăm bine, să... Uh, ne comportăm. Uh, exact. Și comport, da, 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 asta exact. e în primul rând, da. Așa, să nu ne împingem în uh, autobuz și așa mai departe atunci cred că da, sunt și conservatoare. Dar în rest, nu, că știu că ești, era să zic progresist, ești de acord cu progresul ca să... Da, exact, dar depinde și cum definim progresul respectiv. După cum ți-am și la început, deși recunosc că stau o grămadă pe telefonul ăla, apreciez totuși lucrurile făcute de mână, lucrurile făcute cu migală, Um, lucrurile în care ai pus și suflet, nu doar tehnologie, că de fapt tehnologia asta face, nu mai pune suflet în lucruri. Te vezi trăind, să zicem, în secolul 15? Uh, nu știu, dar cred că mi-ar fi plăcut în perioada interbelică. A, da? Da. Da, da, acolo era, era în Bucureștiu din perioada interbelică. Când, da, era da, da. Frumos. Denisa, dacă te-ai întâlnit cu tine, Denisa, de acum 10 ani, ce sfat a, Denisei de acum 10 ani. Um, i spune să aibă încredere în ea, să aibă mai puține dubii, să-și asume mai ușor greșelile. Eu tot ceea ce am făcut a fost extrem de calculat, adică la mine marja de eroare era minimală întotdeauna. Și cred că asta e important, să poți să ai curaj să faci uh, greșeli. A. Deci să poți să ai curare, da. Să faci greșeli. Mie mi-a fost foarte teamă să greșesc. Și întotdeauna, absolut tot, am calculat milimetric. Păi am calculat patru interviuri unul după altul. Era fiecare invitat la timpul lui. Nu, nu exista să marjă de eroare. Da, 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 asta într-adevăr. Eu chiar la un moment dat am suspectat că ești și puțin tipicară. Mai suspectam bine. Da. Așa, pentru că de exemplu, atunci când mi-ai spus că uh, tu, dacă trebuie să stai în poziția asta o oră, tu stai o oră. Și. Uh, nu? Așa Clar, are. clar, clar. Dar, uite, cred foarte tare lucrul ăsta, pentru că dacă îți dorești ceva, trebuie să faci ceea ce e necesar ca lucrul respectiv să se întâmple. Adică, dacă noi pentru interviu ăsta trebuia să țin paharul de apă tot interviu în mână, păi, îl țineam. Adică, așa trebuie, așa faci. Nu e. Nu negociem lucrurile astea. Știi, e o diferență între ceea ce facem ca profesioniști și ceea ce facem în stil de cozerie. Așa ne vedem noi la o cafea. Uh -huh. Da, ai dreptate. Din s -a, s a terminat emisiunea, dar în foarte scurte, uh, nu cuvinte, cuvintele uh, pe peste scurt. Uite, imaginează-ți că cea care, uh, cea care a determinat... Uh, tot ceea ce ești tu astăzi este acolo. Ce ai spune ei tale? Uh, nu știu, cred că ea și uh, zice sigur că a făcut bine ce a făcut și că dacă ar reveni printre noi, ar trebui să-i mai învețe și pe alții, că au de învățat de la ea. Da, și uh, eu aș adăuga de aici, mamaie, mamaia Denise, ai făcut un lucru bun Denisa a învățat, nu e proastă. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Denisa, pentru această prezență. Ești fenomenală, într-adevăr, și o să fac tot posibilul ca tu să ajungi o mare realizatoare de interviuri. Adică o să pun și eu o vorbă bună pe unde o să te recomand, cum se zice, pentru că meriți, într-adevăr. Ești tot ceea ce mult. trebuie. Ești serioasă, ești conștiincioasă, ai uh, cultură, ai un background, ai absolut tot ce tot ce trebuie. Mulțumesc din suflet. Eu îți mulțumesc foarte mult. Să le spunem celor care ne urmăresc că mă pot găsi pe YouTube discuții cu uh, Denisa, mă pot găsi și pe Instagram și pe Facebook cu numele meu uh, complet, n-au decât să mă caute și să mă găsească. Da. Bun. Mulțumesc tare mult colegilor din platou de care m-au ajutat astăzi. Mulțumesc colegilor din regie. Îi mulțumesc lui Marian Stăiculescu pentru această roche minunată de primăvară, așa cum, iată, tu ești cu fluturi, eu sunt cu flori, iată, să vină primăvara, să vină căldura și să mergem în Grecia în vacanțe. Stimați spectatori să aveți o săptămână bună! Să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare la Corazon. La revedere.